Fost inginer chimist și director al sistemului de gospodărire a apelor Vrancea în perioada comunistă, Viorel Ciubuc, acum în vârstă de 85 de ani, și-a petrecut ultimii ani luptând pentru drepturile sale. Ca persecutat politic al regimului comunist, și-a dorit din partea statului doar o locuință decentă și un loc de veci. Tatăl meu a fost chiar și a fost deținut politic. Am fost dat de câteva ori afară din școală. Am fost dat afară din servici. În plus, a refuzat să mai facă parte din Partidul Comunist, lucru care i-a atras 10 ani de persecuții și umilințe. M-a luat în primire securitatea, un viitor general de securitate, Cândea Petrache, și ăsta mi-a făcut viața un chin. În acest timp, ca să-și poată întreține familia cu 4 copii, inginerul a ajuns să muncească în construcții ca zidar. Sătul să îndure umilințe și nedreptăți, la 47 de ani, Viorel Ciubuc a decis să emigreze în Statele Unite. În anii 90 a decis să revină acasă, unde credea că totul s-a schimbat după căderea regimului comunist. A avut însă parte de alte umilințe. Am simțit nevoia să-l ajut mai mult decât cu un articol sau cu o emisiune. Am mers la Comisia Națională pentru Studierea Articolelor Securității, am luat de acolo dosare, am putut să dovedem în instanță faptul că a fost persecuție politică și că nu și-a putut exercita profesia de inginer chimist. Abia în 2018 a primit, după 3 ani de la decizie instanței, un loc de veci, iar în urmă cu câteva săptămâni o locuință în Focșani. Încăperea de 8 metri pătrați cu greu poate fi descrisă drept spațiu de trai, fără apă curentă, electricitate sau căldură și cu ferestre care nu se închid. Mi-e rușine mie de mine. Locatarii din bloc spun că până acum 6 ani în acea cameră a stat un om al străzii, care apoi a fost evacuat. Acolo nu-i dat un var de când e blocul, pe jos ați văzut parchetul cum e asfaltul pe afară. Singura locuință disponibilă este cea care a fost repartizată prin hotărârea Consiliului Local. Din păcate, în această perioadă, din cauza ordonanței 90, noi nu mai putem angaja alte cheltuieli. Până la soluționarea problemei și în lipsa unei locuințe decente, fostul inginer chimist nu se poate muta definitiv în țara sa, iar pe durata șederii în Vrancea își închiriază o cameră la o pensiune.